Chindia a reluat antrenamentele luni la prânz cu 3 jucători noi față de garnitura care a încheiat anul 2016 pe locul 7 în Liga a doua, dar fără golgheterul Cristian Cherchez, plecat în Statele Unite să-și viziteze mama. Denis Dumitrașcu, fundaș, 21 de ani, ultima dată la CSM Râmnicu Vâlcea, Claudiu Săftescu, fundaș, 21 de ani, ex FC Brașov, și Robert Bloțu, mijlocaș, 19 ani, de la CS Șirineasa, Liga a treia, au efectuat în parcul Chindia prima ședință de pregătire sub comanda antrenorilor Nicu Croitoru și Vasile Bârdeș. Noi sperăm să parcurgem bine această perioadă de pregătire, foarte importantă de altfel pentru întreg campionatul, și ca efect al acestei pregătiri, rezultate superioare în partea a doua a campionatului față de ceea ce am înregistrat în prima parte. Chindia renunță la serviciile lui Denis Ispas, Andrei Neagoie și Bogdan Dinu. Neagoie a venit să și-a rămas bun de la colegi, dar Ispas și Dinu s-au antrenat în regim normal. În cazul lui Ispas, despărțirea de Chindia e neașteptată. Este pus pe lista de transferări alături de Dinu Bogdan. Nu se întâmplă nimic. Noi am considerat că, randamentul din jocuri, atitudinea din antrenament nu a fost potrivită cu ceea ce noi ne dorim, adică un joc de calitate și încercarea de a face pași înainte pentru obținerea de performanțe superioare. Chindia nu a adus niciun nume nou din județ la primul antrenament din 2017. Din Dâmbovița, în momentul în care, se va ivi acei jucători și dacă cluburile care îi dețin vor fi de acord, sigur că vom aduce aici din Dâmbovița. Noi, eu cred că până acum... Joia viitoare, divizionara B din Târgoviște va susține primul amical al iernii cu Flacăra Moreni.